Salutare, dragi prieteni, și bună ziua din nou, cei de la Surpriză la tine acasă. Ne-am pornit cu mare drag la drum. După cum v-ați obișnuit, suntem cei mesageri frumoși, zic eu, la suflet, în primul rând, după care zic la chip, care batem în poarta oamenilor dragi. Și venim cu mare drag să cântăm la mulți ani atunci când sunt sărbători frumoase și sunt motiv de sărbătoare care adună oamenii dragi în casă. Ne aflăm în satul Ilenuț, Raionul Năfălești, și venim aici spre doamna Tamara. Venim cu mare drag azi să-i cântăm la mulți ani la cei 70 de ani frumoși, adunând oamenii dragi în casa dumneiei, în jurul mesii cu siguranță, venim și noi din partea tuturor mulțeilor, strănecuțeilor, fetelor, ginerilor și oamenii dragi luați în comun, care astăzi se împletesc frumos, în gânduri frumoase, într-o dragoste mare pentru mamă și din suflet azi să fixeze un moment frumos, în amintirea anilor care vor urma și păstrarea în arhiva familiară a acestui filmuleț frumos care îl facem astăzi împreună cu tot neamul în jur de masă și, desigur, cu cea importantă omageată, doamna Tamara. Nu ne rămâne altceva decât să vă rog și să vă îndemn cu răbdare și drag de ceea ce facem, de activitatea care o prestăm, să mergem, să facem cunoștință cu omageată și din suflet tare și frumos să cântăm la mulți ani. Haideți, cum! De ziua ta, măicuța mea, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire. Doamna Tamara, să ne trăiți! Toți împreună! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Bună ziua la toți, care nu-i văd în colțuleț! Tot cătăm, care e cea mai frumoasă azi de aici? Și tot îl ghiuntiez, pare aici, pare acolo, pare acolo. Mi-a pus-o și la ușă. Ce-i mai frumoasă? Așa, bun, să nu spărăm pe nimeni, toate sunt frumoase. Dar întotdeauna când ne ducem la casa omului, cea mai frumoasă o reprezentăm pe cea care e omageată. Și deschide ușa pentru toată lumea dragă. Doamna Tamara, eu mă numesc Olesia Paladi. Echipa mea se numește Surpriză la tine acasă. Eu vin cu atâta drag să vă felicit din partea cuiva care foarte mult au vrut, și uitați, deja scapul un indiciu, au vrut, semn că sunt mai mulți, să vă felicite frumos azi la această vârstă minunată de 70 de ani. O vârstă respectabilă, frumoasă, în care bunul Dumnezeu v-a dat și sănătate, așa, în măsura posibilităților și anilor care au fost. Răbdare, putere, ca să ajungeți până la această vârstă frumoasă, să împletiți azi 70 de flori în buchetul vieții și încă cu putere și drag și omenie să întindeți masă de sărbătoare și să chemați pe toată lumea aici la călduț, în casa domnului Anton și doamnei Tamara. Și-au aranjat oamenii dragi în cap de masă, dar nu fără noi, fără cei de la Surpriză la tine acasă. Și noi nu suntem cei care ne cătăm să stăm la masă, nu suntem cei care ne căutăm să răzbatem la sufletul dumneavoastră, să vă aducem emoția frumoasă. Și aici eu am să tac, vreau să vă întreb cum credeți din partea cui venim noi azi. Cine? Din partea la fete. Mataș, cumva știți că ați intrat într-o melancolie de asta. Eu vorbesc, Mataș, ascult, când m-am oprit, nu înțelegeți ce trebuie făcut. Cu cine? Cei mai dragi la sufletul dumneavoastră? Cine sunt? Copii. Copii. Așa. Toți comună-s copii. Dar dacă luăm așa, vorbim de trei fete, vorbim de gineri, vorbim de nepoți și strănepoți, pare să. Așa, nu greșesc nimic, aveți suflet bogat, principalul să nu greșesc casa și să nu vin la altă doamnă Tamara. Așa, aveți un suflet bogat și nu mă refer acum la bani, la bogății, la averi, de oameni dragi. Un suflet bogat de copilași, de copilași și dumneavoastră. Și indiferent ce vârstă au, ei toți consideră copilași, atâta timp cât mama și tata mai sunt pragul casei, mama și tata întinde masă de sărbătoare și mama și tata îi ascultă, îi mângâie. Poate și eu cărăști unde trebuie, că tare ne mai este doar pe urmă de ocară părinților, așa că acum dați-o tot cât este, și ocară, și dragoste, și mângâieri, și alinare pentru copiii dumneavoastră. La mulți ani vreau să rog pe toți să vă aplaudăm din suflet, să vin să vă dau daruri frumoase. Tot dragul. Așa, și torta de sărbătoare.
cifrele frumoase 70, am vrut să o întorc cumva să fie 20, dar nu știu. Nici de m-am șușit și m-am codit și nu merge, tot 70 trebuie să vă dau. Am dat eu astea de prieteni, mă să întoarcă înapoi. Așa, Domnul Anton, să ne ajute, să-l întoarnă așa cu față, să-l vedem și noi, tăți frumos. Așa. Doamna Tamara, noi vrem din suflet, din partea tuturor celor dragi menționați în surpriză, să vă urăm întâi de toate sănătate, să fiți sănătoasă, să aveți parte încă de putere mulți ani înainte. Ușa asta să fie deschisă pentru toți cei dragi. Poarta să fie deschisă de domnul Anton și de doamna Tamara pentru toată lumea care știe să vă respecte, pentru toți cei care i-ați adunat pe perioada asta lungă și frumoasă, și plus că într-o căsnicie cu siguranță deja tot de mulți anișori, așa, îmi dă în gând, sunt câțiva zeci de anișori frumoși adunați în buchetul dumneavoastră de căsătorii și în acești ani frumoși cu siguranță ați adunat mulți oameni dragi la suflet, nași, cu metri, fini, de toți, prieteni dragi, vecini, să savurați din aceste amintiri frumoase, să le continuați să le faceți aceste amintiri, că aceasta este viața omului, să trecem prin toate, și grele, și ușoare, dar până la urmă omul e trăit și e făcut în lumea asta, să trăiască frumos, cu oamenii dragi, să stea la o masă de sărbătoare. Și desigur, când e de muncă, să muncim, când e de sărbătoare, să sărbătorim. La mulți ani de suflet! Iată, am un fix cum am vorbit eu mult! Spre oprire? E ca mâna ta. Eu tot așa vorbesc. Dar cum? Dumneavoastră dublu, sunteți doi, eu sună. Dacă aveți ceva să-mi spuneți. Dar greu mă opresc eu dacă e ceva vorbit. Dar fiu cam tot așa, numai că am gândit până am văzut. Că am stat timp cu mâna ta de vorbă. Așa. Uitați aici, dacă aveți să-mi spuneți ceva copiilor, nepoților. Eu vreau să le mulțumesc la copii, la jineri, la fete, la nepoți, strănepoți, la tăți. Ne-au făcut așa surprize, ne-au plăcut. Vă mulțumim foarte mulțumim frumos, din inimă. Vă întreabă cineva, vă sănătate, răbdare multă. Mulțumim din suflet. O mare de răbdare, o mare de sănătate vă doresc. Toate cele bune. Să dai, Domnul. Lucru cu lumea trebuie răbdare, în primul rând. Eu asta spun. Da. Și încerc să mă încarc. Multă răbdare trebuie. Trebuie asta ce să facem. Tot să faci cu oameni și pentru oameni. Noi, știți cum, am venit pe 10 minute, dar atât de tare ne-a plăcut aici la Elenuța și plus că la poartă m-a preîntâmpinat. Dacă vii la mama și la tata și nu cânti, degeaba ai venit în Elenuța. Și vă pare, ne-am luat un microfon și o boxă și am lăsat-o după ușă și vreau să vă îndemn afară, să ne încălzăm toți dans. Împreună o leagă, dar cum? Să vedem cum se joacă după 70 de ani. Dar să mă pregătesc și eu. Doamne Tamara și Mădărin, cu mare drag! Foaie verde și alune lume, lume, podumele când s-adune lume, draga mea, de la o vorbe și o popoare lume, lume, și cânte călău, dar lume, draga mea, de cu seara până în zori, toată lumea e al lor, toată lumea e al lor, e după chiuială am senzația că nu le-a sturnat la nimeni până am venit eu. După chiuială am
asta slabă, îmi pare că n-ați turnat la nimeni. Eu am crezut că răsună Ilenuța de la indicator, dar aici e muțâștă. Dar pe o oră aveam înainte, nu știu. Bărbați, stați-ți pe caz, de tănoare. Știți cum? Eu îi încălzesc cu dans, dar mă fac cu pahar. Că altfel îi scăpăm. Hai la dans! Ia uiți când la lăutarul, hai să închinăm paharul. Să închinăm de sănătate, de dragoste până la moarte. Ia uiți când la lăutarul, hai să închinăm paharul. Să închinăm de sănătate, de dragoste până la moarte. Cântă lume și petrece, vreme vine, vremea trece. Să-ți miti viața ta pe șa-șa. Măi omule, dragul meu, cum ești tu așa și eu? Am o inimă în mine care-i patică la tine. Măi omule, dragul meu, cum ești tu așa și eu? Eu lângă ei noroc am și
pradul părintesc. Să vă păzească Înger Sfânt când veți trăi pe acest pământ, iar eu cu drag și doream să vă cânt. Mulți ani, mame, mulți ani, tatălui! Să aveți grijă de copii cum ați avut-o prin dragoste, prin așteptare, prin răbdare și prin multe brațe întinse care le-au găsit copiii dumneavoastră doar aici, în casa părintească și în ograda mamei și tatălui. Azi pentru ei mai cânt o melodie să le alin povaranilor. Măicuța mea și tatăl meu, eu vă port în sufletul meu și pentru voi mă rog lui Dumnezeu să vă păzească Înger Sfânt când veți trăi pe acest pământ, iar eu cu drag și doram să vă cânt. Măicuța mea și tatăl meu, eu vă port în sufletul meu și pentru voi mă rog lui Dumnezeu să vă păzească Înger Sfânt când veți trăi pe acest pământ, iar eu cu drag și doram să vă cânt. Iar eu cu drag și doram să vă cânt. Să fiți sănătoși! 30, 40, să fii mamă sănătoasă, tata împreună, copiii să aveți parte din părinții dumneavoastră. Astăzi este ziua mea, an de an a fost așa, toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Într-un sat i-am aruncat și pe aparul lui am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă strunele. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Trece de sluși, păi pe voie inimii. Încă viața să trăiești, doar așa mătrânești. Încă viața să trăiești, turna să-mi vin pe-n pahar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece, toată noaptea până-n zor. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă strunele. La o zi mare, ziua de No.
important pentru părinți. Noi suntem veniți aici pe oră. Dacă vă uitați și vă întrebați când se duc aici acasă, păleac mai târziu. Zic, noi suntem veniți pentru o oră, dacă vă uitați să așteptați când începem acasă, în coleac mai târziu. Coleac mai târziu, da, nu chiar așa. Toate pentru doamna Tamara, pentru oamenii care trec și trebuie să-i oprim, dar nu putem, ne rămâne doar să-i trăim frumos, alături de oamenii dragi și sufletul nostru. La mulți ani! Thank you.
Și-mi dau seama cât aș face pentru mama. Că mă mai te vorbe bune, n-am ca ea pe alta lume. La o grindă o ajung să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Eu azi nu mă acum atață, nu știu de ce. Da, pentru că eu spun la inimă și spun la Dumnezeu. Așa. Da, tot mi-e greu ca. Da, mă trebuie cum fiu ok. Fetele mamei, fetele tatălui, minunate, frumoase, cele mai scumpe la sufletul la doi părinți. Am avut în viața mea mai multe grele, dar mă mândresc cu ceva cu fetele mele. Am avut în viața mea mai multe grele, dar mă mândresc cu ceva cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea și le-aș da orice mergere că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea și le-aș da orice mergere că-s fetele mele. Să nu aibă niciodată la prinții viața tristată, să le fie bună soarta fetele lui tata. Să nu aibă niciodată la prinții viața tristată, să le fie bună soarta fetele lui tata. Acasă când am venit, mă așteptau în prag. De când mă știu am muncit și-am cântat cu drag. Și acasă când am venit, mă așteptau în prag. N-am muncit pentru avere, dar pentru fetele mele. Să aibă pâine pe masă și n-ară pe casă. N-am muncit pentru avere, dar pentru fetele mele. Să aibă pâine pe masă și n-ară pe casă. Și-o vrut bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate. Le-am văzut
văzut pe toate mari și-apoi măritate. Și-a vrut bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate. Le-am văzut pe toate mari și-apoi măritate. Să trec și de două vii, ca să fiu ca-i mei copii. Să ne bucurăm cu toții, să crească nepoții. Să trec și de două vii, ca să fiu ca-i mei copii. Să ne bucurăm cu toții, să crească nepoții. Nici nu m-am cunoscut. Zău, că zic, parcă nu a venit nimeni nou, dar cineva în cerc nou este. Mă, nimic strașnic. Normal că nu-i strașnic. Doamne ferești, că n-ai de rău, dacă n-ai de ghine, mai dă Doamne. Trebuie să ieși gastul. Ce n-am este frumos? Yeah.
Domne, cora noastră, șoapă plină de văpoi, revărsată peste zări. Hai, prieteni, astăzi să ne veselim, ce mult ne bucurăm când ne întâlnim. La o vorbă bună astăzi să mai stăm, să povestim ce bucurie avem. Prieteni, împreună, haideți să glumim, de aventuri frumoase să ne amintim. Astăzi până zori cu toții vom dansa, alături de prieteni vom cânta. Cântând eu aici, mă gândeam deja ce cântec să vă mai pun următorul să vă placă. Mi-am adus aminte în casă, domnul Anton a spus așa, eu dacă mă pornesc la vorbă... Ce că ne-a venit mie o idee acum, dacă eu îi dau microfonul domnului Anton și să uită la ce-i mai frumoasă pe mie din viața dumnealui, să-i spună ceva. Dar precis nu-i spuneți cuvinte frumoase, așa tam ne s-am pe Nograda. Dar azi aveți o ocazie frumoasă. Dar te-am mână frumoasă cuvinte, eu cuvinte urât nici nu știu de zi. E că n-ați vă pot pune, amu să faceți o felicitare și gata. Acum n-o dați o codiță așa, ia să iasă pe nevastă. Da. Bună ziua, dragă domnare! Te felicit cu ziua tare! Te felicit cu ziua tare! Îți doresc mulți, mulți ani, cu multă sănătate, multă răbdare, multă fericire și toate cele bune. Să ai grijă de bărbat, bărbatul cu tine. Bravo, am crezut că spune numai că să ai grijă de bărbat. Dar un bărbat, bravo, spune-ți să bărbatul de tine.
Bărbat trebuie să aibă grijă de soție, soție de bărbat. Da, așa. Bravo, domnule. E un exemplu pentru aici mai tineri. Pentru noi. Dar de atâta facem video, domnul Anton, și punem pe internet, păi suite lumea să învețe. Orașul Ilenuța. Că-i bun. Nu, că-i bun așa. Fiecare ne ridicăm în slavă satul nostru. Că-i bun, bravo. Cu vise-n două botezate. Iar când mă uit la tot ce-a fost, ca într-o oglindă fermecată, până voi iubi mâine din nou, eu voi de până ce-a fost odată. Tinerețe, tinerețe, te grăbești la bătrânețe, unde basmele scărunte și amintirile prea multe. Tinerețe, tinerețe, să visăm o bătrânețe, unde totul ia de la început. Unde basmele scărunte și amintirile-s prea multe. Tinerețe, tinerețe, să visăm o bătrânețe, unde totul ia de la început. Vreau să felicit cu ziua matale de naștere. Noi îți dorim multă, mult sănătate și ne-ai crescut până amu, ai avut grijă de noi. Noi îți mulțumim foarte frumos, ne închinăm până la pământ, că ne-ai adus până la așa vârstă. Cum vă închinați voi, Ian? Și mai departe să te avem tot așa sănătoasă, frumoasă și să ai grijă de sănătatea mea tale. Și noi îți dorim tot binele de lume. Mulți ani! Hai, Iubire, că nu dau mă creștină, dar și... Dar să ai grijă de dânsa, în primul rând. Dar cum? Eu de dânsa și e de mine. Da, hai, e corect, foarte, foarte corect. Mulțumim la toți. Deci și eu încerc să vreau și eu fac o mică felicitare. Mai aproape. Mai aproape, da? Bine. Încerc. În această zi frumoasă... E da cum? E bine, sau când nu ești la mare. Auză, mă foarte bine. Așa, dimineață toți v-ați spălat urechile, da? Da. Și nu e necesar să strig. Corect? Da, da. Așa, în această zi frumoasă de iarnă, ultimele zile care iarna și hai să își dea până ghemul, parcă ne spune, ne prezice primăvara. Da. Așa? Și cu ea aduce o zi foarte însemnată pentru noi, pentru familia noastră. Asta ziua cumnatei mele Tamara. Un nume frumos de regină. Așa, din împărăteasă, noi asta știm, din legende. Așa, în această zi frumoasă îți doresc din binele de lume acel bine care o să-ți fie bine. Că mult bine este în lume, dar nu totul ne-i ce folos. Fiți de acord? Așa, să fii sănătoasă, să avem poarta, cum o găsim tot timpul deschisă, așa să fie deschisă, bucurie în casă, pâine pe masă,
pace în suflet, pace în cer, în păsări, în totul. Pace în sufletele noastre la toți. Vă zic mulți ani sănătoși și să ne întâlnim. Să ne întâlnim la cumătrii, la nunți, eu știu, pe drum, la o mică zi. Să facem sărbătoare, că acesta e darul de sus, de la Dumnezeu. Vă mulțumesc și-mi cer scuze. Așa. Cum brânești pește de pe vlăci? La unul mieste, o rânt mă știi de unde. Dar ieși de altă parte. Când văd că am intrat acolo și eu, să-i zis, ce picioare. Când mă ajung la... Ca pește la Macuci. Cum să ne bălim sunt și noi de poftă de viață și de dispoziție de asta cum au părinții noștri, dar noi tineri la 30 ne jaluim. Cât ne doare, că nimic nu-i bun și cred că jumătate din dumneavoastră îți confirmă. Cred că spus la nimic cât te doare. Ei, dar dacă noi spunem, nouă ne pare că dacă strigăm în gura mare, nimeni gine. Asta vremenea voastră nu spuneți și țineți în suflet. Bun, hai, mai avem vă două cântice, chiar vă lăsăm. Doamne, mult îmi place viața, mai ales când să fac nebunie, îmi place tare rând pe rând. Am în suflet tinerețea, mii sunt în zbor, omenia și glândețea în suflet de mător. Mă distrez și cheltui bani, asta-i viața mea, mor de cur, ai mei dușmani, așa-i lumea rea. Ce-ar fi merge înainte, nu dau înapoi, să fim mereu împreună și să fim cu voi. Este lumea de mare, eu am viața mea. De când am venit pe lume, am avut un gând să fiu aproape de oameni și cu drag să fiu. Mă distrez și cheltui bani, asta-i viața mea. Mor de ciud, ai mei dușmani, așa-i lumea rea. Ce-ar fi merg înainte, nu dau înapoi, să fiu mereu. De artist îmi place, vreau să voi năresc. Dor de tot că am tot timpul să nu îmi pătrânesc. Viața de artist îmi place, vreau să voi năresc. Mă distrez și cheltui bani, asta-i viața mea. Mor de ciud, ai mei dușmani, așa-i lumea rea. Ce-ar fi merg înainte, nu dau înapoi, să fiu mereu împreună și să cânt cu voi. Precis că o știți toți și o cântăm toți împreună. Hai că o știți, o știți, e foarte vechi. Tot ce-a fost în viața mea odată, voi lăsa uitării. Ani și ani și nopți la rând povara,
clipa despărțirii. N-am să-ți cer ce nu poți da vreodată, n-am să-ți cer iubirea. N-am să fac la porți închise iară, nu-ți feri privirea. O zi frumoasă să aveți! Dacă n-aș mă duc să fac cumpărături, ați ne-aduc aminte de mata. Am zis, de Doamne, știu și eu ușoară la mână. Apoi zicem și-a numai cu gândul, știți? Nu mă cu și parfumate pe